Ce faci, Mircea? Citesc Motanul Încălțat. Dar și eu i-am pregătit să-i citesc lui Matei o cărțulie care se numește Pisicel Mionel. Iată unde erai! Te-am găsit! Ha! Aici te-ai ascuns! Și încă una? Ei, Motănelule, vină la mine! În curând va fi ziua mea de naștere și foarte mult vreau să am o pisică adevărată. Melissa, îmi doresc și eu o pisică. Sau Motănel? Ce, v-ați adunat toate pisicile din coasă? Da, doar că sunt de jucărie. Nu știm oricum că n-o să ne iei o pisică adevărată. Despre tema aceasta am discutat de zeci de ori. Voi știți care este poziția mea despre pisici în casă. Hai, pa! Plec la magazin. Voi lipsi de acasă câteva ore. Mircea, ce zici să plecăm în parc să ne jucăm la terenul de joacă? Bună idee! Remember to wash your hands. Remember to wash your hands. Every time you've been around playing with friends, remember to wash your hands. Remember to wash with soap. Remember to wash with soap. Ce zi frumoasă! Bine că am ieșit astăzi în parc să ne plimbăm. Count to 20 and leave. Count to 20 and leave. Cover your cup and then wash your hands. And always count to 20 at least. Ce bine este! Melissa, ai auzit? Ce să aud? Eu am căști! Parcă era o minunat! Într-adevăr, aud și eu! Se aud în direcția aceea! Hai să o căutăm! Nu-i nimic? De unde se aude? Ah, de acolo! Nu am găsit-o! Dar oricum se aude! Da. Hai să vedem, poate este în tufișul acela. Haide. De aici se aude. Să căutăm. Wow.
o pisică abandonată. Și speriată ești. Melissa, am găsit-o! Da? Wow, ce drăguță! Dar este foarte speriată, mititică de ea! Și tremură toată! Melissa, am o idee! Te gândești la ce mă gândesc și eu? Cred că da, să o luăm acasă! Aici o să-ți fie călduț! Chiar e drăgălașă! Hai să mergem acasă! Și ce o să spună mami când va vedea pisica, că ei nu-i prea plac pisicile? O să ascundem. Dar e secret. Gata! Deja am ajuns acasă! Iar aici este cald! Deja poți să ieși! Haide! Vizi pulpea! Mă duc să-i aduc lapte! Iar eu o voi lua la mine în cameră! Haide, pisicuță! Văd că ești obosită. Mă culc lângă tine. Micuța era flămândă. Da. Și cine s-a abandonat așa o pisicuță frumoasă? Am obosit. Hai să ne culcăm lângă ea. Să pun aici, să nu o vadă. Așa. Copii, am revenit acasă. Am făcut toate cumpărăturile și mergem la vilă. Avem un timp frumos afară. În 5 minute ne pornim. Asta, copii. Ei, ne-am luat niște jucării pentru vilă. Miau! Ce ai, Mircea? Mamă și eu. Citim frumos! Da! O să avem o zi minunată! Șurie? Dragi copii!
copii. Mă duc să gătesc ceva mâncare, iar voi puteți să vă jucați pe afară, bine? Da. Miau! Nu am înțeles. Iar tu de faci de cap, Melissa? Da, doar mă joc. Miau! Cutie la voi? Niște jucării. Și miau în aceste jucării? Ia să văd ce e aici. Pisică! Așa și mă gândeam, m-ați mințit. Doar voi știți singuri că noi mereu suntem plecați de acasă. Nimeni nu va avea grijă de ea. O să moară de foame. Eu cred că noi nu putem să o lăsăm la noi. Iar voi ce ați face în locul nostru? Apăsați pe like dacă voiți păstra această pisică. Suddenly you look like a stranger. Am văzut că mami este afară. Hai să încercăm să o convingem să lăsăm pisicuța la noi. Poate ne permite să o lăsăm. Să te rugăm să păstrăm pisicuța la noi. Noi vom avea grijă de ea. Îți promitem. Și de unde ați luat pisica? A cui este ea? Este o pisică abandonată. Am găsit-o în parc. Ea nu are vaccin, nici nu știm ce-i cu sănătatea ei. Știți că avem bebeluși în casă și nu e voie. Atunci ce să facem? Trebuie să-i găsiți stăpân. Gândiți-vă la anunțuri pentru pisica voastră. Curând plecăm acasă. I've been running round in circles, chasing my tail and lost my way, seeking shelter in different corners, never finding a place to stay. Somehow ended up here on the ground. La cel care vei ajunge, oare va avea grijă de tine? Brother, vor fi foarte fericiți noi doi stăpâni. Da, Mircea, doar noi vom rămâne fără nimic. Și drăgălașă ești.
bells. Caught inside a state of mind where nothing is really. Melissa, câte afișe să mai facem? Sper, Mircea, să fie de ajuns. Hai, pregătiți-vă că mergem acasă. Dar cu pisica ce facem? O luăm cu noi? Da, o luăm cu noi ca să-i căutăm un nou stăpân. Hai, pregătiți-vă. Hai să mergem, Melissa. Să mergem. Brother, help me up, I've fallen down. Haideți să ne grăbim. Ați luat pisica cu voi? Da, este trist aici. Gata, am ajuns. Deja e seara. Eu plec acasă, iar voi vă duceți și lipiți afișele. Ne-am înțeles? Bine. Hai să mergem în parc, Mircea. Haidem. Să sune nimeni. Sper și eu. Mai avem încă 4 afișe. Alo, bună ziua. Bună ziua. Eu telefonez în legătură cu anunțul dumneavoastră. De unde putem să luăm pisica? Unde să ne apropiem? Pisica deja are un nou stăpân. Ați întârziat. O zi bună. Cum adică un nou stăpân? Cine este el? Gata, noi suntem stăpânii ei. Adică cum? O vom lua acasă. Dar mami, ce o să spună? Ne vom gândi la un plan. Melissa, ai grijă de pisica, eu mă întorc imediat. Atunci hai să mergem spre casă. Ce, Mătunel? La noi te vei simți cel mai bine.
Mircea, haide să-i cumpărăm ceva pisici de mâncare. Da, să mergem. Trebuie să ascundem pisica. Drept zici, haide să o ascundem. Așa. Să o ascundem așa, să nu se vadă. Ce v-ați reținut atâta? E târziu deja. Ați găsit stăpân? Pisica este în mâini bune. Noi astăzi cu nimeni nu vrem să vorbim. Da. I-a crezut! Și la noi în cameră să nu intre nimeni. Acum hai să scoatem. Chiar e frumoasă. Cum să dăm pe mâini străine? Melissa, Mircea, sunteți acasă? La noi să nu intrați! E clar. Melissa și cu Mircea, astăzi nu au dispoziție. Poate le cumpărăm totuși o pisică. Nici nu știu. Da. Scrieți, vă rog, în comentarii, unde să ascundem pisoiul. Thank you.
Ce v-ați reținut atâta? E târziu deja! Ați găsit stăpân? Pisica este în mâini bune. Noi astăzi cu nimeni nu vrem să vorbim. Da. Asta e surpriză. Și au zis că l-au dat pe mâini bune. Iată cum ne-au tras pe sfoară. Chiar este drăgălaș. Drăguț, drăguț. Poate îl lăsăm totuși. Știi, deja l-am și îndrăgit. Mătănielu! Elisa, trezește-te! Nu este pisica! Cum e pisica? Hai să o căutăm! Pisica, unde te-ai ascuns? Pisica, unde ești? Nu știu unde este. Mircea poate a fugit. Unde să fugă? Ușile sunt închise. Bună dimineața. Ia priviți aici. Pe cine l-am adus? Mami? Stați fără griji. Mi-am dat seama cât de drag vă este acest motănaș. Și-l păstrăm? Desigur că îl păstrăm. Super! Așa, mami, trebuie să mergem la magazin. Trebuie să-i cumpărăm 1. Viceu, 2. Nisip, 3. Lopățică pentru viceu, 4. Mâncare uscată, 5. Mâncare umedă, 6. Șoricel, 58. Foarfecă, 59. Căsuță, 60. Pernă. Stop, 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 Mircea! Eu zic deocamdată să ne oprim la primele 10. Bine? Bine. Dar eu zic că prima trebuie să mergem la veterinar. Corect zici, Melissa. Hai să mergem. Noi plecăm la magazin zoo ca să-i facem cumpărături pisicii noastre. Prima mergem la doctor să-i punem vaccinuri. Hai, atent. Mătănielul nostru.
și 2 kg are. 2 kg, parcă așa? Împotriva căpușilor pe care le-ați văzut și voi din urechiușa lui Tigruț. Al vostre, că deja am aflat că este mătănie. Însă, și o pun mai mult ca să nu se preseze pe drumul de ce acasă. Ca să se adapteze la această căsuță mobilă, să nu se ne fie frică când mă aducem la clinică. Mulțumim frumos! Avem alte regulă! Tigruț este deja liniștit! Pa! Și căsuță și să se joace, teren de joacă. Sau chiar alocat. Și are și o mică jucărie asta. Da. Ia-mi una cu o pisică. Uite, se joacă. Da. Hai, faină. Și unde e moale. E foarte moale, e plăcută la atingere. O luăm pe aceasta, da? Da. Hai, o punem în colț. Numai că haideți să vedem cum se ține ea, se ține bine, nu se răstoarnă. Așa? Da. Ce spuneți? Pe aceasta? Da. Da, au și scoici. Ia uite. Da. Decorațiune, ia uitați-vă ce pietre frumoase, scoici. Eu credeam că știu mamă. Peștișorii sunt spectaculoși. Dar știi la ce îi place la peștișori? Ce face cu... Ia să vedem. Da, ce drăgălașă! Ia uite, eu o pun jos, dar ea se duce aici. Se joacă! E ruletă, pentru ca să o prindem. Da, pentru pisică sunt din asta, că sunt diferite. Pentru toaletă, da. Să meargă la toaletă. Mai avem un membru în familie și luăm și o jucărie ca să o punem la căsuța ei. Și gata! Apăsați pe like dacă v-a plăcut cum am reușit să o convinge pe mami ca să lăsăm pisicuța la noi. Iată așa am cântărit 50 de grame și o punem aici în suport și aici punem apa în partea aceasta. Haideți să-i punem acolo jos. Da. Lângă căsuța imobilă. Așa. Iată aici. Iată. Acesta este altfel decât aveam noi acasă. Aflăm în zid. Eu zic să stea aici. Bine, Mircea, hai să o punem aici. Salut! Bine ai venit în noua ta căsuță! Ce ziceți, îi place? Da.
pisica! Salut! S-a dus acolo, în căsuța ei. S-a ascuns. Hai să-i aducem jucăriile să se joace. Haide!